20 de secunde la dispoziție să-mi spuneți ceva despre voi, ca să vă țin minte, să vă ținem minte, să nu vă uităm. Deci trebuie să fie ceva cât se poate de spectaculos. Nu aveți voie să vă opriți din vorbit timp de 20 de secunde, iar în timpul acesta va trebui să reacționați la comenzile mele. Vă gândiți dinainte ce vreți să spuneți despre voi. Cine vrea să fie primul? Am nevoie de voluntar. Hai! Când dau start, tu începi să vorbești. Rămâi acolo pe scenă. Începi să vorbești. Și o să-ți dau stopul la un moment dat. Reacționez la comenzile mele. Ești gata? Da. Start! Sunt Tania, am 16 ani. Ridică mâinile. Sunt din orașul Victoria, învăț la liceul teoretic Ion Codru Drăgușanu. Sunt în clasa a 10-a UMAR. Suntem 26 de elevi în clasă. Am luat premiul întâi în clasa a 7-a și a 5-a și a 6-a și... Stop! Mulțumesc! Bravo! Gata? Următorul? Cine vine? Hai! Sus acolo, să te ținem minte, da? Da! Start! Bună, sunt Ana, am 13 ani, sunt din orașul Victoria, îmi picior. Place foarte mult muzica, stai îmi place bine. Să mănânc mult. Continuă! Îmi place foarte mult muzica, rotește-ți îmi place brațele. Să mănânc pizza, sunt bate din foarte talentată la muzică. Stop! Mulțumesc! Bravo! Ce vi s-a întâmplat? Ne-am blocat. De ce? Nu puteam să facem în același timp și acțiunile care ne le spuneați cu menzile și să vorbim. Nu avem nevoie noi ca să putem să... Concentrare maximă. Și cum am putea să ne antrenăm noi concentrarea? Nu știu, hai să încercăm un exercițiu. Doi câte doi, față în față. Va trebui să vă conduceți partenerii prin sală cu palma, păstrând distanța dintre palmă și ochi, mereu. Cei dinspre ușă sunt ghizi, cei dinspre geam sunt marionete. Start! Nu vă loviți între voi. Nu priviți în altă parte. Mențineți punctul de concentrare în palmă. Nu vorbiți. Încercați să comunicați și să-i transmiteți prin limbaj non-verbal nevoia voastră partenerului. Fără vorbă. Bravo, foarte bine. Când bat din palme, marionetele devin ghizi, iar ghizii marionete. Când bat din palme, marionetele devin ghizi și ghizii marionete. Deci, vreau să, eu o să mimez o acțiune și o să vreau să fiți foarte atenți la mine, să refaceți exact ce am făcut și eu, deocamdată. O să trecem acțiunea asta până când ajunge din nou la mine, să o facă toată lumea. Da? O încercați să o faceți cât de mult posibil, exact cum am făcut-o și eu. Dacă ați uitat anumite lucruri, nu e nicio problemă, trecem mai departe. Bun, pentru următorul joc o să am nevoie de doi voluntari. Hai, repede aici și aici, partea asta. E foarte simplu. O să faceți o întâlnire, da? Tu o să vii din partea asta și tu o să vii din partea asta. O să vă întâlniți. Și când se întâlnesc doi oameni, ce se întâmplă? Salută, își vorbesc, nu, îi spun fiecare ce au de spus. Doar că de data asta nu o să putem să vorbim. O să trebuiască să ne folosim o parte a corpului pe care o vreți voi,
care să înlocuiască limbajul nostru verbal? Câte părți ale corpului avem? Avem multe, da? Poți să vorbesc și cu umărul, poți să vorbesc doar cu capul, poți să vorbesc cu pieptul, poți să vorbesc cu bazinul, poți să vorbesc cu un genunchi, cu un picior, da? Hai, alegeți capul și tu? Piciorul. Ok, vă întâlniți și vorbiți doar prin aceste părți ale corpului. Start! Ok, foarte bine. Gata pentru ritm? Da. Cine a învățat ritmul sus pe scenă? Tu prima. 2, 3 și...